este un nume de referință în cultura românească. Are publicate numeroase volume de poezie și proză și duce calitatea actului cultural hunedorian și în străinătate, unde este bine cunoscut și apreciat. Activează cu succes și în domeniul publicisticii. Revista Provincia Corvina fiind unul dintre exemple. Atât de multe aș avea să vă spun, dar vorba lui Ana Alexandru nu știu cum să vă spun. Cum să ne spunem? Cum să comunicăm prin arte cu divinitatea? Nu dogmatic, nici doctrinar, ci altfel. Iată un cuvânt care de o vreme revine și mă bucur în conștiința neamului nostru, teritor aici, între vâlcile Cracadilului și altora. Prietenii, admiratorii și alți numeroși deveni și hunedoreni au ținut să fie prezenți la manifestarea organizată ca de obicei în centrul Devei. Ne-am întâlnit destul de mulți ani în urmă, numai pe acest considerent și mulțumită acestei prietenii mi-am dat seama cât de adânci și de adevărate sunt vorbele lui prin Pușcă, când s-a referit la Roda. Sunt la fel de emoționată ca și Eugen. Cei 30-40 de ani, o viață de când ne știm, mă onorează să-i îndănesc acest buchet de flori atât de, nu știu, o simbolistică atât de importantă. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de Eugen. La cea de-a 60-a ediție a campaniei Premianții fără premii, Eugen Evu a rememorat timpuri și experiențe trecute, dar a dezvăluit și planurile pentru viitor. Nu au lipsit tradiționalul buchet cu flori tricolore, felicitările, diploma și insigna de premiant și fotografia cu cei prezenți la manifestare. Observatorul local se încheie aici, nu ratați datele despre vremea din județ aduse de Luciana Balaci. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, vă doresc o săptămână reușită. La revedere! Farmacia independentă Revitalia. Cele mai bune prețuri din județ la produsele farmaceutice și parafarmaceutice. 0 lei la coplar diabetici. Rubrica Meteo vă este oferită de Farmacia Revitalia. Farmacia orașului tău. Bine v-am regăsit! Săptămâna arată ceva mai bine la capitolul vreme, de mâine încolo se încălzește ușor pe timpul zilei, nopțile și diminețile rămân totuși reci pentru data la care ne aflăm. În orele următoare, în județ va fi vreme ceva mai calmă, cerul va fi variabil, precipitațiile se vor retrage spre alte zone. Temperaturile vor fi cuprinse între 1 și 9 grade. Și pentru Deva vorbim de o vreme mai blândă, cu cer variabil și soare călduț. Totuși, vântul va sufla în rafale destul de reci. Temperaturile se vor situa între 3 și 10 grade. Încheie aici datele despre vreme, o săptămână minunată să aveți! Farmacia independentă Revitalia. Cele mai bune prețuri din județ la produsele farmaceutice și parafarmaceutice. 0 lei la coplată pentru diabetici. Rubrica Meteo v-a fost oferită de Farmacia Revitalia. Farmacia orașului tău. Să ai în sfârșit căminul tău de vis. Primavera Residence vine cu o ofertă excepțională pentru clienții care își doresc o locuință în cel mai modern ansamblu rezidențial din Deva. Achită acum un avans de minim 50% din valoarea locuinței. Restul sumei o poți plăti în rate egale fără dobândă pe o perioadă de 5 ani. Primavera Residence. Bucuria de a fi acasă. Bucură-te din plin de vacanță cu întreaga familie. Lasă grija casei în seama valizei de alarmă. Casa ta este în perfectă siguranță cu valiza de alarmă. Sistemul temporar complex și mobil de alarmare conține senzori de detectare a inundațiilor, scurgerilor de gaze, incendiilor, efracțiilor și a spargerii geamurilor. La plecare în vacanță, nu uita să închiriezi valiza de alarmă.
Valiza de alarmă este singura valiză din lume care trebuie lăsată acasă. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit la cafea, bună dimineața din nou, dragilor. Astăzi este ziua Danilor și nu vorbim despre Dani de la karate, ci despre Daniel Iancu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Bună dimineața, Daniel, bine ai revenit. Bine v-am găsit. Ne bucurăm că ești alături de noi în această dimineață și iată că începem săptămâna împreună. Suntem convinși că va fi o săptămână bună și frumoasă și cu multă activitate despre care vreau să ne povestești pe parcursul emisiunii. Până atunci, celălalt Dan, Daniel Larion, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Bine revenit. Daniel Larion, știți foarte bine că este de la Rotaract și că se ține de trucuri, magii în timpul liber, nu? În timpul liber. Acum am mai încetat din cauza facultății, nu prea am timp. Am vrut să pregătesc un proiect de magie, să-l fac în, ca un fel de spectacol, să fac în Sibiu și în Deva, însă nu am mai avut timp. Am foarte multe proiecte pe cap și chiar nu mai am timp deloc. Acel spectacol de magie, dacă ai fi reușit să îl pui la cale, îl organizai singur? Ai fi fost singur în spectacol? Da, singur în spectacol. One man show, așa? Da, one man show, da. Foarte interesant. Sper ca la anul ce vine școlar, adică mă refer, sper că prin octombrie-noiembrie să pot organiza. Bun, să ne spui puțin mai târziu, da, și despre asta. Noi ținem pumnii, poate că mulțumesc, vei reuși să pui la cale și acest spectacol. Dacă Dumnezeu venim și noi. Da. Cu mare plăcere, invitația aveți, clar. Daniel, ia spune-ne, a câta oară e vitul la emisiunea noastră? A șaptea oară, cu trucuri, numai cu trucuri de magie, că m-a venit. Așa, a numărat Daniel prezențele la emisiune. Știe foarte bine. De 7 ore a fost la emisiune doar cu trucuri. Și în rest am mai vorbit noi despre acțiunile Rotaract și despre alte lucruri frumoase pe care ei le fac. Lucruri minunate se întâmplă și la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Dacă ați fost atenți la Observatorul Local de zilele trecute, vă spuneam că de câteva zile este o inedită expoziție de fotografie a satului tradițional hunedorean și poate fi vizitată acolo la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Se numește Arhitectura Tradițională în județul Hunedoara. Autor este chiar muzeograful Daniel Iancu și vă dați seama că am vrut să aflăm mai multe chiar de la el, tocmai de aceea este prezent în această dimineață. Daniel, cum te simți? Am obosit. N-ai voie, că e multă treabă, sigur, și săptămâna aceasta. Nu numai datorită evenimentelor care au avut loc săptămâna trecută, dar și faptului că în weekend iar am fost plecat pe teren, tot cam în aceleași sau să acoperi cam aceeași arie de cercetare. Practic este vorba despre o expoziție arhitectură tradițională în județul Hunedoara, care este o etapă din cadrul unui proiect mai larg. Noi am mai discutat și înainte de emisiune. Și fotografiile rulează în timp ce noi povestim. Da, și cu alte ocazii. Ea reprezintă o etapă din cadrul unui proiect care încearcă să inventarieze satele izolate din județul Hunedoara, părăsite sau depopulate, deci în curs de părăsire. Sunt foarte multe asemenea așezări, am spus-o de numărate ori. Unele dintre ele nici măcar nu mai sunt trecute pe hartă ca așezări distincte, altele sunt trecute doar ca grupuri de case, ca și crânguri aparținătoare altor gospodării, deși altor așezări, altor unități administrativ-teritoriale, deși de-a lungul timpului ele au existat ca așezări distincte. Aceste, în cadrul acestor sate, acestor, eu le spun sate, localități, dar există și unele elemente de arhitectură tradițională care merită păstrată, cel puțin din punct de vedere fotografic. Bineînțeles, nu toate fotografiile care sunt în această expoziție sunt din sate părăsite. Până să ajungi la satele părăsite, treci și prin sate populate. Și în acele sate, clădirile, arhitectura care nu a fost modificată, nu s-a intervenit asupra ei, este foarte, foarte interesantă și merită la un moment dat, eu știu, și scos un album cu aceste gospodării. Una dintre aceste case, cele care am început să le fotografiez de prin 2007, nu mai există. Mi-ai răspuns și la întrebarea de câtă vreme ai început să fotografiez. Una dintre ele nu mai există, de-aia am pus fotografii mai vechi, din diferite motive. Unele au dărâmat proprietarii, altele au fost
au luat foc, au fost incendiate voluntar sau involuntar, altele au fost modificate, s-a modificat structura și așa mai departe. Unele dintre ele, sunt și acestea, vor dispărea în perioada următoare. Sunt sate... Hai să amintim câteva sate, Daniel, cam care ar fi? Deci în toate zonele enografice la care ne referim există anumite unități, în special unități administrative teritoriale, în special cele care se află sau au localități în zona montană, greu accesibilă, care au asemenea grupuri de case și gospodării. În comuna Balșa, de exemplu, sunt vreo 3. Cred că și voi ați vorbit în cadrul emisiunilor și ați făcut reportaje despre Roșia, de exemplu, satul Roșia, care a fost cumpărat de un fost proprietar, un fost fiu al satului, da, să spunem, da, da, așa, ți-a cumpărat satul. Ei bine, și aici este o discuție, pentru că și la acel sat, acum se numește Roșia, dar practic este compus din două localități distincte sau două grupuri de case, Brotuna, Brotuca și Roșia, da? Satul Bunești, care iar este părăsit în totalitate, mai există și alte grupuri de case sau sate izolate în acea comună, care sunt depopulate, chiar dacă nu sunt părăsite în totalitate. În comuna Bulzești de Sus, Grohotul, Străuțiu, Ruseștiu, Furdeștiu, ele sunt grupuri de case sau uneori chiar au fost sat, ca Străuțiu, care a avut și biserică, sau are și biserică de lemn, dar nu mai este considerată la ora actuală localitate, pentru că este depopulată foarte tare. Comuna Blăjeni, în Ținutul Pădurănimii există acest fenomen, în Munții Oreștiei, la Măgureni. Măgureni este un exemplu tipic de sat care a fost părăsit. În anul 2002 nu mai existau numai locuitori în acel sat. Ei, la ora actuală, cineva și-a refăcut buletinul pe satul Măgureni și este un locuitor. Plus că după ce satul s-a desfințat, s-a înființat în sat o mănăstire, un schit, unde funcționează câteva măicuțe și un părinte. Mai există alte localități depopulate, nu părăsite, dar depopulate, cum este, acum ele sunt cunoscute, numele de Costești de Al și Ludești de Sus. Înțe, erau Strugarii sau Stânișoara, denumirile vechi. Aceste lucruri le întâlnim în Țara Hațegului, la fel. Uite, ar merita făcut și un film despre ce ne povestești tu. Da, numai că... Ar merita cam fiecare sat să faci câte un film. Bine, cele care într-adevăr sunt spectaculoase. Unele sunt spectaculoase datorită faptului că mai au, deci sunt, au această structură, să nu le, nu spunem chiar de la începutul secolului XIX, când este perioada de glorie a fotografiei etnografice în România, sau atunci începe, practic, să dezvolte această ramură a fotografiei, fotografia etnografică și ramura cercetării, dacă vrei. Dar undeva la mijlocul secolului 20, când se mai păstrează elementele de construcție, de exemplu, sunt construite din lemn, unele au și șindrilă, învelitoare de paie, la cele mai multe perioade anilor 50-60, acoperișul, în special la case, a fost înlocuit cu țiglă. Este și un motiv, să spunem, foarte pragmatic, nu atât că țigla ține mai mult decât șița sau șindrila, dar există și niște, să spunem așa, condiționări pentru a ți se introduce curentul electric, trebuia să dai jos, da, 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 pentru că există riscul mult mai mare ca să ia poc o casă cu acoperiș de paie. Așa, Daniel, sunt convinsă că multă lume te-a întrebat, dar vreau și eu să știu dacă ai fotografii de suflet, dacă sunt locuri care ți-au rămas așa mai mult la suflet. Cu siguranță toate ți-au plăcut din moment ce le-ai fotografiat, ce ai vrut să le imortalizezi. Dar, cum să spun, îți amintești de cel mai mult de locurile unde ai și stat peste noapte, să spun așa, locurile unde ai dormit. Unde s-a întâmplat? Foarte multe locuri. Dacă mergi de câteva zeci de ori pe an, atunci trebuie să uneori, de cel puțin 20 de ori pe an, dormi în câte un sat de ăsta părăsit. Ce să spun, Mesteacănul din comuna Răchitova, la Bulzești de Sus, la Blăjeni, la... Dacă Balșa, îl întreb, la, le ia iar la Măgure, numai pentru că îi plac există locuri unde, și cum să spun, în momentul în care dacă ai reușești să și faci o bază de plecare, pentru că și aceste sate sunt împrăștiate, sunt răsfirate, și să te duci cu rucsacul în spate două zile din lume,
și atunci se face o bază de plecare de unde pleci și faci satele pe rând câte unul, două pe zi, câte apuci. Da, aminteam de film mai devreme că ar merita făcut un film, ne-ar putea ajuta și Daniel Larion, da, adică este pasionat. Eu sunt pe Alex Alexoiu și imediat ne apucăm. Rezolvăm, nu? Da. Imediat ne punem la treabă. Ești și tu pasionat de fotografie, din ce știu? Da, și de fotografie și de film. Pasiunea mea a descoperit-o acum vreo 2 ani și jumătate și din cauza lui Alex Alexoiu am devenit obsedat cu el. Mi-e pare rău că n-am reușit să intru și eu la teatru și televiziune. Când am trecut de proba, nu mai știu cum se numea, acum nu vine în cap, era proba de eliminare. Da, da, da. Am fost vreo 70 și ceva de concurenți pe 20 de locuri și am luat admis eu cu Alex Alexoiu, am fost în seara, ne-am dus. Am băut o bere liniștit, am fost cel mai fericit. Nu trebuie să ne spui neapărat tot ce ați făcut în seara, ați fost fericit, totul a fost da. Foarte bine. Da, deci dacă ar fi o idee, m-am uitat peste poze și sunt chiar interesante. Uite, îți recomand să mergi la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, expoziția poate fi vizitată până pe 1. Aproximativ 1 iunie. 1 iunie, așa. Am înțeles. Așadar, cine dorește, vă garantăm noi că merită să ajungeți acolo, e o expoziție foarte, foarte reușită. Vedeți foarte bine că avem produse de la Scufița Roșie și v-am promis că facem concurs. Așadar, 0254-235-043 este numărul nostru de telefon. Vă oferim produse de la Scufița Roșie în această dimineață. Să începeți ziua și săptămâna cu multă, multă energie. Așadar, repet numărul 0254-235-043. Vă spun că simigeria Scufița Roșie poate fi găsită în centrul Devei, dar și în zona Lido. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața. Cu cine vorbim? Carmen Bălan. Carmen Bălan din Deva. Spune-mi, te rog, de unde obișnuiești tu să îți cumperi covrigi Scufița Roșie? Din centru sau din zona Lido? Din centru mai mult. Din centru. Și care este produsul tău preferat de acolo? Covrigi cu seminte. Covrigii cu semințe, îi avem și noi în această dimineață. Produse de la Scufița Roșie avem și pentru tine. Îți mulțumim tare mult, Carmen. Acum avem nevoie de ajutorul tău. Da, să aflăm câștigătorii unui concurs. L-am lansat pe Facebook, mai exact câștigătorii la spectacolul Yuhu, eu sunt Aladin. Carmen, 3 numere, te rog, să vreau să alegem. De la 1 la 8 să fie. 3. 3-ul, da. 5 și 8. 3, 5 și 8. Mulțumim tare mult, Carmen, te rog să rămâi pe fir. 3, mulțumesc. 5 și 8. Mihaela Alina Sardan, Sălășan Alexandra și micuța, cumva, are ea profilul așa, nu știu exact numele real, aflăm între timp. Ele au câștigat bilete la spectacolul Yuhu, eu sunt Aladin. Începe la ora 9, așadar trebuie să veniți după invitații la noi, fetelor, și să mergeți apoi cu micuții la acest spectacol extraordinar. Vă întâlniți acolo cu Aladin, vă întâlniți cu Ionel Bocănel, Edi Moțățăianu. Va fi un spectacol extraordinar despre care am vorbit noi vineri aici la emisiune. Și că tot vorbim despre concursuri și despre fotografie, am povestit mai devreme cu invitații mei din această dimineață, trebuie să vă anunțăm și câștigătoarea concursului Femei cu Atitudine, concursul cu numărul 2. Vă spuneam că a avut un mare succes primul concurs de acest gen, motiv pentru care am lansat încă unul și ne dorim ca de Paște o telespectatoare de-a noastră să fie răsfățată acolo la saloanele Attitude by Cosmetic Style. Ei bine, Raluca Marcu a adunat cel mai mare număr de like-uri, mai exact 304 like-uri. Raluca este câștigătoarea. Ea va avea parte de o transformare din partea fetelor de la saloanele Attitude by Cosmetic Style. Da, avem fotografia Ralucăi, era să spun fotografia lui Carmen, Carmen ne-a sunat mai devreme, fotografia Ralucăi. Felicitări, Raluca! Îți mulțumim pentru participare, mulțumim tuturor fetelor care s-au înscris în concurs. Vă recomandăm să participați și altă dată, să urmăriți paginile noastre de Facebook și emisiunile noastre, pentru că vom lansa în permanență concursuri. De această dată a câștigat Raluca, ea a avut prieteni care să o voteze și iată că a câștigat. Trebuie să facem pauză acum, dar revenim cu Daniel Arion, revenim cu Daniel Iancu. După pauză facem și trucuri. Daniel ne-a pregătit ceva special pentru dimineața aceasta, iar Daniel Iancu ne povestește ce altceva se mai întâmplă la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva perioada aceasta. Prieteni, suntem în față
să începem săptămâna, da? Cu gladiatorii noștri. Ia uitați ce harnici și ce multă veselie. Muncă, multă muncă aici la gladiatorii să zicem. Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Alexandru. Mai, Alexandru, ai fost foarte tăcut ieri. Spune-mi, te rog frumos, ce ambiții ai? Adică ce dorești, da. Ce-mi doresc eu? Da. Să câștig. În materie de sport. În materie de sport, să devin un antrenor personal, să fii și sportiv, la momentul acesta. Tehnician nutriționist, tehnician masior. Deci, doamnele, vă aștept la salon. Aoleu, păi trebuia să mă chem să-mi faci masaj și nu să fac mișcare. Deci, după mișcare. După mișcare, masaj. Da. Și mie și colegelor mele, că eu sunt darnică, dau tot. Ok. Așa, fetelor, masaj, da, poate. Bun, ce să revenim astăzi? La muncă, da? Pentru astăzi o să vă prezint un antrenor din el. Scurt, intens, cu gantere, cu halteră se poate face, sau fără greutate, sau eventual să cine face acasă poate lua orice are la îndemână. Am înțeles. Mâini. Băieții au considerat că eu pot un kilogram, adică două kilograme. Nu, am găsit un pic mai mare. Sau m-am asătat cu un tricou. E cum spun da, ei, eu pentru... nu știu că eu pot, dar e așa. Picioare la lățimea umerilor. Spatele drept. Se pleacă din poziția asta. Facem trei îndreptări. Una. Două, trei, perfect. Din poziția asta, plecăm codul la piept de trei ori. Trei, perfect. Uite-te la mine. Una, două, trei. Trei genou cu gantele și de pe ieși. Una, două, trei, perfect. Câte șase adunat, că vin trei cu trei cu picior, bandări în față. Și una, perfect, două, trei, patru, cinci, șase, foarte bine, trei cu trei pandări în spate, una, perfect, două, trei, patru, cinci, șase. Și terminăm cu trei genunchi, să fie lucrurile bune. Una, două, trei. Lăsăm. Bonus. Relaxăm, respirăm. Relaxăm, respirăm și ne întâlnim și mâine alături de campionul nostru, Alexandru Mezei, da? Uitați-l, e harnic. Merită. Bun. Merită din timp. Mulțumim, Alexandru. Mulțumesc, Zva. Și eu. Și vouă mulțumesc. Bucur. Campania Cărucioare pentru Fiecare continuă. La cererea tuturor, am dublat numărul lor. Nu cu 1000 sau 5000, ci până la 16000. Acum e mult mai ușor să câștigi un cărucior. Tentații, tendințe, glamour, transformări spectaculoase. Look proaspăt cu produsele de la Beauty Shop. Magazinele Beauty Shop din Deva și Hunedoara vă oferă produse profesionale pentru manicură și pedicură din gama Cupio, ornamente pentru manicură specială, articole pentru make-up și styling, aparatură profesională pentru dotarea saloanelor de înfrumusețare. Cumpărăturile de top se fac la Beauty Shop. Farmaciile independente Revitalia, prezente deja în 4 orașe din județul Hunedoara, vă propun reduceri și oferte de nerefuzat. În farmaciile Revitalia din Deva, Simeria, Petroșan și Călan aveți la dispoziție o gamă variată de medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice la prețuri corecte. În farmaciile independente Revitalia, studenții, elevii, pensionarii și angajații beneficiază de cele mai mari reduceri la coplata pentru rețete compensate și la produse fără rețetă. Posesorii de carduri de fidelitate Revitalia beneficiază la rândul lor de reduceri de până la 35%.
personalul Revitalia este unul profesionist, tânăr și energic, care ajută în permanență pacientul. În rețeaua Revitalia, clienții sunt întâmpinați într-o atmosferă plăcută, beneficiază de consiliere specializată și de sfaturi adecvate. De altfel, strategia farmaciilor independente Revitalia este aceea de a fi cât mai aproape de pacienții din comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. Cu câte două farmacii deschise în Deva și Petroșani și câte una în Simeria și Călan, Revitalia este deja un brand cunoscut care începe să conteze în ochii celor care își doresc un act de sănătate de calitate. Dacă vă doriți prețuri corecte la produsele farmaceutice și parafarmaceutice, dacă doriți să beneficiați de reduceri substanțiale cu cardul de fidelitate, dacă doriți să luați parte la campanii originale cu premii consistente, pășiți în universul Revitalia, pentru că Revitalia este farmacia care contează. Revitalia, farmacia orașului tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Hai cu noi să susținem satul, să facem în așa fel încât sărbătorile de Paște să fie mai bogate pentru familiile sărace din Munții Apuseni. Antena 1 Deva se alătură clubului sportiv Freebikers Hunedoara și Carpathian Adventures în inițiativa lor de a-i susține pe cei mai puțin favorizați de soartă. Vă provocăm să dați o mână de ajutor moților din județul Hunedoara. Împovărați de griji, de bătrânețe, de multe ori izolați de lume, oamenii apusenilor merită sprijinul nostru. Puteți contribui cu alimente și orice fel de produse necesare în gospodăriile de la țară. De generozitatea voastră vor beneficia mai multe familii sărace din zona Ribița și Blăjeni. Ajutați-ne să ajutăm! Venit la cafea, suntem cu Daniel Iancu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și cu Daniel Larion de la Rotaract și știți foarte bine că Daniel se ocupă și cu trucuri. A venit cu trucuri și în această dimineață, două trucuri noi, înțeleg? Da, noi. Pe care, pentru le-am mai văzut noi, așa, pe care telespectatorii respectiv noi nu le cunoaștem. Okay. Și eu zic să începem, Daniel, să nu mai pierdem vremea. Mai întâi să prezint ceva la mine, am un pachet de World Poker Tour alb, să se vadă la camera. Ok, un pachet de bicycle red și înăuntru aici am o predicție. Ok. Ce e? Predicție. Predicție. Ok. Scot pachetul de bicycle, wall poker tour. Acum sper să se vadă la camera aici. Am toate cărțile diferite, o să te uiți și tu. Ok. Spatele este alb. Acum Anca, te rog să alegi o carte, din prima jumătate dacă vrei. Și iau cartea sau doar... Nu te uiți la ea, doar atingi. Din prima jumătate, ok? Care vrei tu? Asta? Da. O punem deoparte. Acum, dacă vrei, te poți răzgândi sau și poți alege o carte din cealaltă. Daniel, de ce nu te uiți? Ți-e teamă? Mă concentrez asupra ceea ce spune. Înțeleg, bun. Poate ne prinde, Daniel. Te poți hotărâ să alegi o carte din cealaltă, din asta altă jumătate și aia o altă o punem deoparte. Să renunț la cartea mea? Tu decizi. Nu. Nu renunți. Ok. Bag la loc pachetul în pachet. Așa. Și acoperim cartea. Așa. Acum trebuie să dau un mesaj pe telefon. Îmi dai mesaj? Da, o să dau un mesaj. Să se audă și la cameră. Așa. Anca, Antena 1. Așa. Dar de ce nu poți să-mi spui? De ce nu poți să-mi spui? O să vezi după aceea. O să trebuie să întorci telefonul ca să nu vezi mesajul. Acum... Îmi scrie mesaje. Bun, trimit mesajul. Vedem dacă se trimite. Se aude, nu? Da, da, este. Da, s-a trimis. Bun. Acum, scot al doilea pachet, să lăsăm aici. Apropo, ce... cărți preferi? Că văd că ai pachete diferite. Cu care preferi să lucrezi? Mai mult cu Bicycle Red. Sunt cele mai bune. Bun. De ce sunt cele mai bune? Sunt bune și ieftine, pentru că alunecă. Calitativ. Aici am un pachet de Bicycle Red. Se vede la camera? Ok. La fel cu toate cărțile diferite. Și aici o să facem altcumva. Aici o să trec așa prin pachet. Și unde vrei tu, și stop. Spun eu stop, da? Da? Ok. Unde vrei tu? Stop. Vrei să te oprești aici sau aici? Aici. Ok.
restul pachetului. Restul cărților le băgăm înapoi în pachet. Ok, te-ai oprit și aici la o carte. Da. Acum, înăuntru, cartea asta o pun deasupra pe pachetul ăsta. Înăuntru am zis că am o predicție. Am aici un săculeț. Se vede la camera? Am un săculeț. Putem pune telefonul în săculeț. Un săculeț. Și încă ceva pe care scrie un lucru. Un chinel. Căsuța, pac. Așa. Anca. Vreau să citești cu voce tare ce scrie aici. Poți să arăți și la camera? Da. În primul pachet te vei opri la singura carte marcată 6-a 4-a 2015. Bun, acum te rog să întorci. Asta ai scris tu de acasă? Da, 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 de acasă. Așa. Acum te rog să întorci prima carte. E singura carte din pachet care a fost marcată și la care s-a oprit Anca. Să se vadă X-ul la camera de pe pachet. E marcată, da? Cu X-ul pe care Daniel îl avea trecut în predicție. Bun. Ok. Acum te rog să citești, să-mi dai mie astea și să citești ce mesaj s-am trimis pe telefon. Ah, pe telefon. O să te oprești. Ia, uitați-vă. E vorba despre cartea din pachetul pachet. Bicycle, da? Da? O să te oprești la ca de romb. Capa de romb. Ok. Popă, da. Te rog să mă corectează cartea. Colea. Popă. Popă de romb. Poftim. Așa, și în săculeț. În săculeț, să-ți filmezi așa camera. Deschid de ce? Eu nu sunt previzibilă. De ce ai făcut asta? Pune-o parte. Pune aici să se vadă. Și în săculeț am și eu o carte. De acasă, din alt pachet bicycle. Și cartea e tot capa de romb. A venit cu cartea de acasă, pusă în săculeț, pus săculețul în cutie și e popă de romb. Cum e posibil? Sper să aflăm după emisiune. Sperăm să ne spună, dar oricum nouă nu ne va reuși, trebuie să te pricepi, trebuie să faci asta de multă vreme, nu știu, trucul-i truc. Da, dacă îți spun e atât de banal. Atât de banal. Nu cred. Ba da, o să spun după emisiune, să vezi cât de banal este. Orice truc. Cel mai greu truc din lume e cel mai banal. Sunt foarte curioasă dacă mi-ar ieși și mie așa ceva. Daniel, ce zici? Există mai multe variante. Acum o să aflăm după emisiune. O să aflăm după emisiune dacă una dintre variantele tale se confirmă, da, nu? Da. Bun, mai avem, Daniel? Nu, asta. Asta ar fi pentru dimineața aceasta. Foarte interesant, de altfel. Într-adevăr, un truc pe care nu l-am mai văzut aici și nu l-am mai văzut de fel. Tu nu te-ai gândit să participi undeva la vreun concurs așa? La România au talent, de exemplu? Nu. Concurs de acest gen? Nu. Nu, pentru că am văzut multe emisiune la cei cu România au talent și sunt foarte mulți magicieni dintr-o dată. Adică eu nu mă consider un magician, mă consider o chestie de un hobby. E un hobby până la urmă. Și atât. Eu zic că ai avea șanse, dar tu decizi până la urmă. Uite, până una alta vii la noi. A 8-a oara, 9-a, 10-a și tot așa. Cea mai mare plăcere, tot mi-a făcut plăcere și dacă am putut să vin. Acum mi-a fost mai greu, că am început studiile superioare, dar... Cum e, apropo? E bine, mi-am luat toate examenele, cu note mari încă, sper să intru la buget, că sunt la taxă. Și acum în semestrul 2. Tragi tare pentru asta, nu? Da, am avut 1500 de pagini de învățat pe primul semestru și acum am 3000 de pagini, dublu. Și sigur o să am vreo restanță pe toamnă. De sper ce? Să nu am. De ce? Nu e să ai. E foarte, foarte greu și termeni juridici și termeni noi în primul rând și e greu. Greu să reții. Bun, dar facultatea e facultate și te așteptai până la urmă să fie diferit de liceu, respectiv mai greu. Mai greu, da. Da, dar ai ales ce ai vrut și uite că ai intrat. Da. Acum poate că vei reuși la buget. Noi ținem pumnii. Mulțumesc. Și când ajungi acasă, când vii pe acasă, să mai treci pe la noi. Încă un truc ceva, mai exersezi între timp. Da, cu cea mai mare când plăcere. Nu ai poftă de învățat, poți să mai faci un truc așa și vii apoi și ne-l prezinți nouă. Da. Bun, vreau să-l mai întreb pe Daniel Iancu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Am rămas eu cu o întrebare restantă așa. În 2007, când te-ai apucat de fotografii, gândeai deja o expoziție sau era așa o pasiune, fotografia de-a ta mai veche, o pasiune mai veche? Ți-au plăcut locurile, le-ai fotografiat, iar ideea a venit acum în ultima în perioadă. În 2007 am început cu cercetarea într-un singur sat, este vorba de Cătunul Măgureni din Comuna Beriu. De aceea am și foarte multe fotografii din acea zonă, pentru că am mers de multe ori acolo împreună cu un coleg de la Muzeul din Orăștie, Mihai Căstrăian, în acea perioadă, lucram împreună la acel proiect și plecând de la această
de la acel sat, după ce am fotografiat și am măsurat casele din acea zonă, după am încercat să găsim inclusiv fotografii mai vechi făcute de oamenii care au locuit în deceniile anterioare în localitatea respectivă. La muzeul din Oreștie s-a organizat în 2008, cred, o expoziție cu măgureni și plecând de la acest lucru am descoperit că de fapt în județul Hunedoara există foarte multe asemenea localități izolate, părăsite și depopulate. Și atunci am încercat din 2012 să fie oarecum un proiect coerent și să încercăm să vedem la un moment dat câte asemenea localități există, în ce zone și, dacă se poate, și ce tipuri de arhitectură tradițională mai există în localități. Daniel, pentru că mai avem doar câteva minute din emisiune, aș vrea să ne spui ce activitate aveți perioada aceasta la Muzeul Civilizației Dacice și Române. E săptămâna lumea, altfel, am intrat în săptămâna altfel. Da, săptămâna școală altfel. Sunt deja stabilite toate activitățile, pentru că unele dintre ele sunt organizate de colegii mei de la muzeu în colaborare cu specialiști de la Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara și de la Asociația Terra Dacica Eterna. Vor fi mai multe tipuri de activități, de la vizionare de diapozitive cu monumentele istorice în județul Hunedoara, până la filme despre protejarea patrimoniului sau ateliere, de exemplu, de confecționat ceramică sau de confecționat unelte, cum de altfel s-au făcut și în ceilalți ani. Este un program bine stabilit, s-au făcut deja rezervările pentru grupele de copii, până la urmă despre asta este vorba, grupele de copii sau clasele care vin să participe la aceste evenimente și să sperăm că totul va ieși bine, să sperăm că și vremea va ține cu colegii mei, pentru că una dintre activități este, de exemplu, dresură de șoimi. Și atunci ele trebuie să fie făcute în aer liber. O să vedem cum a trebuit. Înțeleg că de la mijlocul săptămânii vremea își revine, vor crește gradele în termometre și va fi mai frumos afară. În sfârșit, primăvară o așteptăm cu toții, că prea a fost iarnă. Vreo 6-7 luni am avut de vreme friguroasă. Exponatul lunii, Daniel? Da, tot acum a fost o perioadă foarte, foarte aglomerată cu activități foarte multe la noi la muzeu. Exponatul lunii, practic, este vorba despre un coligat, este un volum format din două cărți distincte, acest volum legat împreună, deci cele două volume sunt două volume, carte religioasă, învățături religioase al lui Petru Pavel Aron, a fost episcop, și a apărut inițial în câteva ediții care nu se păstrează, la 1750 și 1760, iar acest volum coligat este tipărit la 1816. Practic este important acest volum, el a fost restaurat atât în laboratoarele instituției noastre cât și în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române din București, unde s-a refăcut legătoria în piele a volumului. Și este important deoarece la nivelul țării se mai cunosc trei asemenea exemplare. Unul este la Biblioteca Academiei din București, altul la Biblioteca Filialei Academiei din Cluj-Napoca și al treia la Muzeul Civilizației Dacice. Foarte interesant. Mergeți la muzeu, dragilor, să mergem cu toții la muzeu, avem ce vedea. În această perioadă, arhitectura tradițională în județul Hunedoara, o expoziție inedită, o putem vizita până pe 1 iunie, dar și multe alte lucruri interesante se întâmplă acolo la muzeu. Tot săptămâna trecută nu a avut loc încă o expoziție, practic este vorba de valori bibliofile europene în patrimoniul Muzeului Devean. Sunt o serie de cărți apărute inclusiv de la 1500 și în coace și păstrat în diferite centre tipografice europene și păstrate în biblioteca muzeului nostru. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, Daniel, să aveți spor în această săptămână. Mulțumim. Daniel Larion este de la Rotaract, vă spuneam, și ei au foarte multe acțiuni. Poate reușim să facem ceva împreună de Paște. Noi deja avem o campanie pusă la cale împreună cu cei de la Free Bikers Hunedoara și Carpathian Adventure. Poate că vom face ceva împreună la un moment dat. Da, de altfel au fost foarte multe acțiuni pe care... Ar fi bine să avem un parteneriat și la acțiunile astea. Weekend-ul ăsta am avut un proiect, Asta Tu Dăruiești, care le facem și de Crăciun și de Paște, de vreo 4 ani încoace. Și am să
strâns alimente pentru o casă de copii de cea din Deva. De frumos. Și mâine vom merge la casă de copii. Felicitări. Mulțumim. Mulțumesc tare mult. Să aveți o zi excelentă, dragilor. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Ne vedem mâine la 7 fără câteva minute. O săptămână excelentă să aveți. Autentice, peisaje de poveste, istorie și tradiție, pasiuni neobișnuite. Oameni care au reușit